Pe domnul și pe domnul și pe domnul Pușcaș, exact, că e istoric. Pușca, da. Exact. Vreau să vă spun următoarea chestiune. Există două curente de percepție. Cel care aduce voturi și oamenii de concepție. Ei sunt de concepție. Stăm și cu... Ei nu au adus voturi. Stăm și cu... Nu e adevărat. Ia să ne gândim în 2004 Rus, candidând la primăria Cluj-Napoca, a avut în primul tur 46%. Domnul pierdut în felul. Stați puțin. În turul 2 l-au bătut o coaliție. Deci el singur a avut 46%. Deci degeaba tot spunem noi că el n-a avut voturi. De multe ori persoanele sunt motivate să voteze și funcție de partidul care reprezintă. Hai să discutăm în felul următor. Să spune, în Cluj, nu se pun, numai puțin, în Cluj nici nu o să bată pe nimeni cât PDL-ul e la putere un candidat de primar din partea PDL-ului. Pentru că toți zic, bă, dacă prim-ministrul e Boc și eu aș vota cu un primar pedelist pentru că sper să vină fonduri, ceea ce să și întâmplă. Deci asta este percepția electoratului. Însă eu vă întreb, sunteți militar? În armată? Numai... Cine mai... În rezervă. Da, oricum, nu sunteți militar. Oricum sunteți militar. Că activ sau în rezervă sunteți militar. Spuneți-mi noastră mie, șeful de stat major și soldatul. Păi ce facem? Cine are meritul victoriei în ultimă instanță? Numai soldatul care e în prima linie sau și ăsta care a conceput bătălia? Sigur, așa e și într-un partid. Echipa. Strategul, omul care gândește strategiile, care are o anumită pregătire teoretică, păi pe ăla nu-l băgăm în seamă că nu merge din casă în casă, probabil și nu merge la crâșmă să bea cu electoratul. Sau nu duce găleț. Într-un partid trebuie să existe și oameni. Au zis că nu se mai dau găleți. Deci nu bine, n-a dus. Timpul nu l-am folosit cum trebuie. Dar sunteți de acord? De acord. Nu, eu vreau să fac așa o asemănare. Județul Bistrița Năsos se aseamănă în multe privință ca și preferința populației cu Clujul. A noi au fost la un moment dat, știți, PRM-ul când a dominat, a avut cei mai mulți. La Clujar a fost PRM-ul, da, să știți. Da, așa este. Acum suntem portocalii ca și Clujul total aproape. Toată Transilvania portocalii, în afară de Sălaj. Da, da. Numai Sălaj au câștigat PSD-ul, da. Le-ați dat seama că nu vede un ban Sălajul ăla? Da, da. Săracii de ei. Așa le trebuie, așa le trebuie. Acum, sigur că eu am văzut că ceea ce m-a bucurat, facând o paranteză vis-a-vis de văzut bani. Am văzut că în proiectul de buget pentru județul nostru, dacă tot e să chiar încearcă să se repartizeze cât de cât echitabil și să dea și altor primari de altă fac. Ceea ce este un semn absolut notabil și trebuie să spunem și lucrurile bune când se fac, ca să nu mai, știți, nu mai imaginea, dacă se procedează așa și până la urmă se va vota un buget care să fie, să mulțumească într-o oarecare măsură, că niciodată nu va mulțumi pe toată lumea. Bugetul e votat. Da. Nu, dar asta a fost o mare chestie, bugetul că votat. Dani Suciu și cu Popescu n-au făcut scandal la Consiliul Județean. Trebuie să găsești alte modalități de conlucrare, nu poți să stai numai cu sabia încrucișată. Țineți minte că au fost câțiva ani, au fost într-un război la Baia. După vremea când eram vicepreședinte, am ajuns de PDL-ul și PNL-ul au părăsit Consiliul Județean. Când am citit presa, când am văzut acolo, deci... Popescu s-o abținut și restă tot. Bine, domnul Popescu a cerut 8 milioane pentru un fond de rezervă al primărilor, dar acel fond se pare că va exista. Domnul președinte Virusul, care va veni într-o emisiune, ne va explica exact cum se va întâmpla. Cu fondul ăla de rezervă, ăsta și-l face fiecare consiliu local. Există un pentru fond că de bugetul rezervă, local, cum se face la nivel de județ, se face și la nivel local. Și acolo își pot ei stabili un fond de rezervă pentru intervenții, pentru știu ce. Dar legat tot, n-am terminat povestea cu localii noștri. Da, păi asta, și mai avem 5 minute. Da, da, da. Așa, vreau să vă întreb cum vă explicați, și foarte scurt, cum într-un minut, cum vă explicați, eu am explicat oarecum presiunea pe care, la care a fost supus eu zic Radu Moldovan și din partea unor delegați, dar și din partea celor doi lideri, de care eu cred și susțin că nu depind foarte atât de mult de oricare din conducerile care se vor instala de mâine în fruntea PSD, pentru că sunt primari și ei au electoratul lor, au organizațiile ei, lor. Poate schimba. Și nu pot fi nici măcar înlocuiți. Dar Radu este altceva. La Radu este mult mai greu. Domnul Tompac, unii lideri județeni joacă și propria soartă. Exact. Asta, deci votul lor nu este un vot, să spunem, legat chiar de soarta națională a partidului, nu, de viziune, doctrinare. Da. Domnule, persoană, dacă ies ăsta, mai am șansă să
fiu și eu persoană semnificativă sau nu. Cam aici va fi toată chestiunea. Deci nu este un vot, să spunem, pe principii. Principiul este, mă, dacă iasă cel care știu că mă agrează și mă mai mențină în funcție. Ceea ce sigur că, nu știu dacă, dar nu sunt eu chemat să am judecăți de valoare în privința atitudinii unor sau altora, sigur că e un lucru destul de neplăcut când ești pus în situația ca astăzi să hotărăsc într-un fel și peste o săptămână în altfel. Eu cred că va fi interesant mâine dacă am putea să aflăm cum au votat cei 30 de delegații. Nu vom putea afla niciodată. Păi domnul Hrebenciuc a spus acum o săptămână că el oricum va fi în tabăra câștigătoare. Deci așa că nu e problemă în privința asta. Deci atunci toți care când o să vină de acolo să spună că voți în tabăra câștigătoare. Poate că o să fie unul, doi, de exemplu, cum e domnul primar din Veldru, care, mă rog, are și relații de rudene prin alianță cu Joana, ar fi și o chestie de, în ultima instanță, de bun simț să recurească. Am înțeles că doamna Pan, am văzut o seară aceasta pe un alt post unde spunea că și ea va vota cu Joana pentru că recunoștința trebuie să-i o porte. O pus-o ministru secretar de stat la învățământ, adică poate dacă nu era Joana... Mai sunt și principii în politică. Principii, recunoștință, că principiile sunt mai complicate un pic, dar recunoștință măcar. Și ăsta e un gest frumos când apare și un gest de recunoștință, să-ți mai amintești când cineva... Doamna Pan era plecată încă spre București, înseamnă că nu? Nu, era, nu știa că nu era o înregistrare. Nu știu că nu era o înregistrare în interviu, dar cu certitudine asta este rolul. Sigur că interesant ce se va întâmpla și de luni. Eu vă spun, exact, congresul nu e mâine. Congresul, mi-e frică să nu continue de luni încolo. Exact, atunci este marea problemă. Pentru că asta a spus-o și Ponta, a spus-o lidere. Deci noi nu vom avea probleme sâmbătă seara, la noi problemele vor începe de luni. Probabil că, uite, te vezi să suprapun ideile. Corect. Da, mai avem un minut și... Ce să le spun? Eu chiar doresc succes să aleagă o echipă. Eu vă spun cu sinceritate. Doresc ca la fiecare partid în frunte să fie o echipă, domnule, de oameni care să denote o altă imagine. N-am vorbit de liberali. Și liberalii le doresc. Uite, Crin Antonescu, eu sunt persoană pe care o agrez, să vă arăt ceva aici, îmi place. Ce ai făcut. Da, am mai văzut și în Bistrița, sigur că răutățile sunt. Și pe Angela Merkel am văzut-o când am fost în Germania, în timpul alegerii era cu mustăți și ea era un fel de mic Hitler. Ok, scurt. Cine este președinte? Ponta. Domnul Tompa. N-aș pronostica. Eu părerea mea că Ponta. Eu să mă pun pe mine să spun cine este președinte, nu vă spun nimic. Nu, n-aș pronostica. După ce vorbesc cu Viorel Hrebenciuc, adică când mi-a promis Radu Moldovan că îl aduce în vară aici, deci... vom vedea. Ok. Cu flacăra violetă. Cu flacăra, cu tot, cu flacăra sau fără flacără, urmează Iulia Stupinian. Rămâneți alături de ASTV, pentru că asta este televiziunea. Mulțumesc domnului profesor, sper să ne revedem și o seară plăcută. Bună seara.